Cluj-Napoca este zilele acestea, pe bună dreptate, cel mai tare oraș din România. Ne referim la domeniul evenimentelor sportive pentru că zilele acestea BT Arena găzduiește cel mai tare turneu de tenis categoria WTA 250, atenție, din întreaga lume, potrivit ultimului clasament. Și mai tare este că ideea acestui turneu a fost gândită și dezvoltată aici la Cluj-Napoca, tocmai de aceea se numește Transylvania Open. Am participat la conferința de presă, iar în continuare vă aduc cele mai importante informații despre ediția de anul acesta. Tot aici a avut loc și tragerea la sorți în prezența favoritei Sorana Cârstea. Publicul de la Cluj este de nota 10. Iată cum a reacționat de fiecare dată când numele Sorane era pronunțat. Avem un turneu puternic, avem românce foarte multe pe tabloul de joc. Mă bucur din nou că Sorana a vrut să fie la Cluj. Am vorbit mult împreună de ultima vreme și... Mulțumesc mult! Glumea Sorana când a plecat la turneul de la Beijing, în care ai spus antrenorului că trebuie să te duci să te încălzești, că obiectivul tău principal este turneul de la Cluj, nu? Organizatorii au dat explicații și despre cele trei retrageri ale marilor tenismene. Am fost transparent și am comunicat exact ce jucătoare am știut că vor veni. Am și vorbit mult cu ele, de la Caroline Garcia la Donna Vekic. Calendarul în acest an este puțin defavorabil nouă. Au fost turnee în China, urmează turnee în Mexic. Personal sunt de părere că ar trebui ca unele lucruri să se schimbe.